FC Medunărea a evoluat cu multă ambiție împotriva Unirii Slobozie. Echipa gălățeană a deschis scorul prin Bâtfoi, a fost egalată, dar a avut puterea de a marca golul victoriei. Primul succes în campionat l-a făcut fericit pe președintele Auraș Brașoveanu. O victorie pe care o așteptăm, dacă putem spune așa, de un an de zile, pentru că din 2013 tot așteptăm prima victorie în acest sezon, a venit împotriva unui adversar dificil, un adversar cu un moral net superior, nu aflându-se în clasament pe primele două poziții la egalitate de puncte cu Rapid, au venit la victorie. Meritul este a antrenorilor și a jucătorilor, că au știut să se concentreze și în ciuda faptului că au fost și situații în care parcă ne-am pierdut busola, totuși am știut să rămânem concentrați până la final, lucru care ne-a condus spre această victorie, zic eu, meritat. Brașoveanu s-a declarat mulțumit de faptul că dunărenii au putut să treacă peste șocul de a fi egalați la puțin timp după ce deschiseseră scorul. Într-adevăr, a fost inspirat. Știți cum e, că norocul face parte din joc, dar ți-l mai faci și cu mâna ta. De data asta sperăm să terminăm cu toate ghinioanele pe care le-am avut în prima parte a sezonului și să mai iasă soarele și pe strada noastră, pentru că vă aduceți aminte când destule jocuri dominam jocul, marcam, după care ori pierdeam, ori în cel mai bun caz și foarte rar, doar de 3 ori am reușit să facem egal. Dunărea dispută o nouă partidă pe teren propriu sâmbătă 8 martie, când întâlnește o altă fruntașă a seriei 1 a Ligii Secunde, ACS Berceni.